O școală din Mărural, așa cum a spus și domnul inspector, ne place să credem că suntem o școală model, cu 438 de copii. De anul trecut suntem liceu, ne numim Școala de Arte și Meserii, numai din școală generală, Matei Bacalar, profilul liceului este agricol, specializarea este religioasă în agricultură. Suntem o școală cu 4 laboratoare și centru de documentare, o școală care am câștigat despre care vă vorbeam. Acest ostrovel a fost investigat de vreo 2-3 ori. În stânga a făcut două cercetări pe acel deal acolo. Se găsește cetatea de aia parte. Acolo a găsit ziduri de cetate de pământ și cu piatră fasonată. Cetate dacică. Peste acest ostrovel, acolo pe coasta aceea sub pădure, a fost complexul feudal. Se vede un picior acolo care mi-a rămas, clopolița vechii mănăstiri Cătălui. Acolo a fost. Acolo a fost mănăstirești, nu? Satul era al mănăstirii. Începând cu partea sau altă chirurgiu, a fost după dispariția mănăstirii, s-a dorat mănăstirii Cotroceni. Nu cășoarele, nu cășoarele din spate, cășoarele nu. Dar ce a fost în Spechilogi, n-a fost niciodată pământ mocieresc, că din partea asta a fost alimărășteni. A fost mai mult. Da, în spate. Acolo unde se vede piciorul acela a rămas, e fost acloponită, făcută că biserica a fost prezentată, mănăstirea și Cătălunia a fost prezentată pe 3 faze. A fost scritorită la 1577 de corbeni, de stand din corb și de părința Calca de la Clătești, de lângă Chirloci, pe malul Argeșului. Au avut un bunic Teodosie, fiul lui Neagoie, Vistierul și Vornicu din Periș, care l-au omorât pe ziceți, 1522-1529, domnul Sărim în românești, de la Apumat, și a fost omorât de Moise Vodă în 29. Deci aici a fost complex feudal, acolo a fost și casa feudală și mănăstirea. A fost fondată în 1577 de corbeni. Corbenii pe parcurs au înrudit și cu cei de la Udi și Răsturel, de la soțialul Udi și Răsturel, de la Herăști, Cotarle. Sub mănăstire, în partea stângă aici a noastră, Cotarle, a fost satul Cătălui, sat feudal. A durat mănăstirea, deci prima dată a fost arsă în timpul domniei lui Mihai Viteazul, după 1595, probabil călugărenii, intrarea armatei turcești în țară după călugăreni și așa mai departe, a fost arsă, a fost refăcută, a durat până la al doilea an de domnia lui Constantin Brâncoveanu, cam în 1689 a fost refăcută din nou și mărită. A dispărut din nou la începutul secolului 17 și a fost refăcută din nou și ultima distrugere a mănăstirii a fost cu tremurul din 1802, când a căzut complet total mănăstirea și atunci a dispărut, fusese deja donată mănăstirii Cotroceni. Și atunci satul Cătălui, după unele case au existat acolo până aproape de primul război mondial și după au trecut locuitorii în partea asta pe s-au așezat prin căștioarele. Căștioarele au început să fie populare legat de aceste izvoare de apă. Avem foarte multe fântâni, de alea cu țeavă în zonă, care rămâna e mai acolo și o apă excelentă. S-au urcat de sus, să vă dați seama, la început a fost aceste izvoare, mai au făcut cursurile de cartiere, acele să facem de caspat, de anii 60 au fost cursurile americane, curate cu de peste 30 de metri. Artezien. Îmi pare rău că de sus, de acolo, se vede extraordinar de frumos și mai rea vorbeam cu Done, undeva unde acea antena Vodafone-ului, mai sunt din țele o movilă. Nu știu care ce e cu existența aia. Acolo a încercat Done să o investigheze și n-a avut banii, trebuia prea mult ca să decoperteze acolo. Cam cât de adânc este la? Nu, cam un metru jumătate.